să mă salut, să nu-i cunosc încă nici după nume, poate nici de înșel mă cunosc. Acum îi salut toată în biserică. Vreau să spun și să mulțumesc în primul rând Dumnezeului nostru cel mare, care este Tatăl nostru, că m-a făcut copilul lui în primul rând și mi-a purtat pașii și mi-a purtat de grijă să am și eu un rost și un loc în casa lui Dumnezeu. Aici, în această biserică, cu acești frați minunați, iubitori, zâmbitori, care de la început m-au primit cu inimă largă, așa cum Dumnezeu îi place. Și eu, la rândul meu, mă străduiesc pe mulți și din afară să spun despre minunile lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos și cât pot încerc să mă port, să fiu plăcută Domnului, să umblu pe căile Lui, să fac voia Lui și, într-un cuvânt, mulțumesc frumos Dumnezeului Celui Mare, Tatăl nostru și vreau să vă spun, pentru aceea m-am ridicat în picioare, că, virgulă, cineva dacă îmi spunea mie acum câțiva ani, eu la vârsta mea umblu prin țări străine, pe colo, pe colo, colo, nu credeam sau nu credeam că mă voi pocăi. Și aceasta datorită Domnului Dumnezeului. Am și eu, m-a binecuvântat Dumnezeu cu copii, pe care trebuie la rândul meu, că sunt părinte, să-i ajut, să-i susțin, așa cum noi cerem de la Tatăl nostru ajutor și ne ajută, îi mulțumim. Și eu, la rândul meu, sunt datoare copiilor mei să le fac un favor. Și pentru aceasta, din nou, trebuie să plec de aici. Îmi pare rău, îmi pare nespus de rău, dar trebuie să fac și treaba aceasta. Nu știu pentru cât timp mă voi duce, sper să vin înapoi, să ne revedem, să fie timp bun și viață bună și trai bun și liniște în țara noastră și peste tot pe unde o să umblu. Pentru aceasta, nu mai știu, am emoții. Vreau totuși să îmi iau rămas bun și să mulțumesc tuturor fraților și păstorului în primul rând și să vă spun că nu o să uit că aici am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. Aici pot să spun că am văzut lumina din nou. Nu știu cum să vă spun. M-am luminat, m-am schimbat. De aici am pornit. Și mulțumesc frumos pentru treaba asta Domnului Iisus Hristos și dumneavoastră tuturor și n-am să vă uit, am să vă port în rugăciune, vă rog frumos, la fel, să faceți și dumneavoastră pentru mine și pentru toți cei care pleacă, cei care sunt plecați, că sunt plecați din anumite motive, nu de buici. Și nu m-am gândit la despărțire, așa cum spunea Dan Spătaru, nu m-am gândit la despărțire. Nu m-am gândit nici eu la treaba asta, dar dacă asta e viața, n-avem ce face. Trebuie să întâlnim că toate vin de la Dumnezeu, planurile astea sunt făcute cu grijă și cu îndurarea lui Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc frumos tuturor și bisericii și am să vă port în rugăciunile mele cât am să pot. Vă rog să faceți la fel. Mulțumesc frumos!